Frate, n-am apăsat aici. Mergem cele două triunghiuri avem. Cele două triunghiuri avem. De fapt, A e latură comună. A e latură comună. Avem... Da. A e latură, da, da, da. Segmentul acela, da. A e latură comună. Da. Ce mai avem? Avem... Deci vorbim de C, A, E și C, A? Cu A, F. C, A, cu A, F, de unde, Miruna? Păi, care-i tu? Păi nu știu. C, A, cu A, F, C, A, cu A, F, deoarece triunghiul e echilateral. Ale triunghiului e echilateral. Așa, deci. Dacă nu mă argumentez, Miruna nu scriu. Da, C, A. C, A, congruent cu, cu cine? Cu A, F. A, F, da. Din ipoteză. Din ipoteză. Latura ale triunghiului? Bine. Și am două laturi. Ce mai trebuie? Dacă ai două laturi, ce trebuie? Obligatoriu. Unde dintre care ele? Au. Obligatoriu între ce... ele. Unde ce A e, ăsta de aici, da, da, ziceți voi, și... cu celălalt care da, noi am demonstrat că este 150 de grade. Uh-huh. Ia să vedem. Păi ăsta e în jurul unui punct 360. Asta am demonstrat aici. Aici vreau să știu. Ăsta din ce A e. 90 a triunghiului da, dreptunghi și 60 a triunghiului echilateral, 150. Uh-huh. Deci, scriu măsura, domnul profesor, da, sau scriu măsura unghiului? Măsura unghiului, da. Măsura unghiului. Care, copii? A. Ce A e? Este egală cu măsura unghiului. F, A, E. A, E. Și este egală cu... Și este egală cu 150 de grade. Surprind cele două triunghiuri în cazul de congruență latură unghi latură. Ce rezultă triunghiurile C, A, E și triunghiul E, A, F sunt congruente. Este congruent cu triunghiul E, A, F și avem așa. Celelalte trei laturi C, E, C, F luate în discuție. Celelalte trei, deci C, E, cu F C, E este congruent cu F. Și rezultă că triunghiul ce e F, E, isoscel. Deci rezultă că triunghiul C, E, F este isoscel. Da? Mai avem C, E, A, congruent. Unghiul! Unghiul, C, E, A, congruent cu unghiul, E, A, F. Congruent cu unghiul. A, F. A, E, F. De unde rezultă? Ce rezultă din asta? A e bisectoare. Că e A este bisectoare. A e bisectoare. Și dacă e A e bisectoare? E A bisectoare și tu cu e fizosin, rezultă că e A este și înălțime. Rezultă că e A? Înălțime. Este și înălțime. Aici îmi spune mie A bisectoare. O să o notăm așa, e A bisectoare, adică pleacă din E, e da? Da, și A deschis. Și A deschis. Okay. E A, din E, la pleacă, din vârful E. Deci, la înălțime, când zicem că e înălțime, ce e A, segmentul E A, unde am spus E A. Nu, E e 1, spunem că este înălțime, e da? E 1, zicem. Deci E e 1, E e 1. În înălțime, da? Segmentul acesta. Putem zice segmentul acesta. Aha, e deci tot închis. Tot închis. Okay. Segmentul acesta este deci înălțime. Am demonstrat că și E1 este înălțime. Și că trece prin A. Adică A aparține lui E1, esențial. A, ia uziți. A aparține. Și trece prin A. A aparține lui E1. E1. Cu liniare, nu? Da. Asta înseamnă că se conectează. Da, da. A, așa. Bun. Deci am demonstrat, Adi, hai să vedem, urmărim, să urmărim un pic, da? Ce am demonstrat? Am demonstrat că E1 este perpendiculară pe MF, adică pe CF, da, adică pe MF. Și trece prin A. Și trece prin A. Da. Am demonstrat că FF1, care tot trece prin A, este perpendiculară pe BE, respectiv pe MF. Și atunci și BF, și cos BF.
Deci, ce este în clipa asta dacă F, F1 A capătă calitatea de ortocentru, atunci... Hai să le scrim pe cele două. Vreau să le scrim aici. Deci, spunem așa, că F, F1 perpendicular pe M, E. Da? F, F1, F, F1 perpendicular pe M, E. Perpendicular pe M, E. Bun. Apoi dedesubt. E, E1. E, E1. Perpendicular pe... Perpendicular latura pe... cealaltă. Pe ce? Pe M, F. Pe M, F. Da. Așa. Și atunci... Aici, aici putem lăsa dreaptă, dar e bine ce am făcut așa, când ai zis segmentul ăsta e perpendicular pe dreapta aceea, pe segmentul celălalt, putem să zicem, pe latura respectiv, ca să se marce... Și că ele s-au întâlnit. F1 intersectează E1, egal punctul A. Foarte, foarte important. Acolată din cele două, din cele trei, rezultă că în, acum A ortocentru. Da. Deci A devine ortocentru în condițiile astea. Și atunci și MA perpendiculară pe F. Sigur că ce tare. Da. Pentru atunci MA perpendiculară. Și MA n-are ce face, e obligat perpendicular pe fluie. Pe fluie. Este redactarea corect făcută încât nu avem nimic de comentat. Da? Și am demonstrat. Ei, copii, am insistat la problema asta cât s-a putut de tare. Pentru că am spus eu așa. Este esențial să înțelegeți că speculația asta a concurenței înălțimea într-un triunghi este des folosită de autori pentru a arăta, a formula probleme în care spune o dreaptă perpendiculară pe o altă dreaptă. Când înseamnă că aia e înălțime într-un triunghi și e a treia înălțime. Două din ele, deja din contextul problemei, trebuie să le surprinzi și a treia care trece pe acolo e problema rezolvată. Așa că, în clipa asta, am insistat pe problema asta. Să știți că n-am făcut-o în zadar. Corect. Cu cât se insistă mai mult, cu atât înțelegem mai bine lucrurile, nu? În problema respectivă. Și acum să ne ducem repede, să mai formulăm o altă problemă. Mihaela, caută-mi o problemă. Da, acum nu așa dificilă, vreau o problemă. Mai ușurică, da? Da, da. Acum bine, ar fi să fie tot la concurență, dar dacă nu găsești la concurența mea... Fie triunghiul 18 la pagina 222. Deci 18... Cât? La 222. De la 222. 22, clasa 6. Fie triunghiul isoscel ABC, deci în ipoteză. Deci triunghiul în ipoteză. Triunghiul ABC isoscel. Triunghiul A, ABC isoscel, adică AB... Isos. Egal cu acest scris. A, B. Segmentul AB congruent cu segmentul AC. AC. Punctul P este situat în interiorul unghiului BAC, dar în exteriorul cercului circumscris triunghiului. P aparține interiorului. Interiorul. Deci P este situat în interiorul unghiului BAC. Unghiului B. AC. BAC. Dar în exteriorul cercului circumscris triunghiului BAC, ABC, astfel și încât P nu aparține și P nu aparține interiorului, exteriorului. Exteriorului. Dar deci, în exterior. Da? Deci da. Nu aparține interiorului. Nu aparține interiorului. Nu aparține interiorului. Triunghiului ABC. Nu, cercului spus. Cercului circumscris triunghiului ABC. Nu aparține interiorului cercului. Hai să circumscris. Cercului circumscris. Triunghiului ABC. Scris. Astfel încât triunghiului ABC. Astfel încât unghiul BPA așa încât să fie congruent cu CPA. BPA congruent cu CPA. Unghiul CPA. Să se arate. Asta e toată ipoteza. Da. Să se arate că unghiul B AP este congruent cu CAP. E...
noi am discutat chiar despre ce cu circum. Da. Cu un profesor despre. Da. Ne-am adus aminte. Hai să vedem. Circumscris partea era la bisectoare. La bisectoare oare? Da. Da, așa știu că. Ce cu circul înscris la bisectoare, nu? Asta e, băi. Uite, parcă la mediatoare. Vezi? Da. Deci, intersecția mediatoarelor indică un punct care e la egală distanță AD de toate punctele acelea. Dacă e la egală distanță de vârfurile respective, deci el este punctul. Eu zic să facem un triunghi, domnul isoscel. Începem cu figura. Isoscel. Dacă să lămuresc cu Adi. Deci, Adi, ce înseamnă cercul circumscris? Cercul care circumscris. Care e înăuntru un triunghi. Nu. Care trece prin vârfuri. Așa, care trece înscris prin... este ăla. Deci, înscris este triunghi. Eu zic cercul înscris, Adi. Ăsta este. El este tangent laturilor. Da? Și este, știm bine, la intersecția bisectoarelor. Da. Iar circumscris, adică triunghiul rămâne înscris, el e pe afară. Și trece prin vârful, da? Da. Ăsta este circumscris. Uite așa. Ăsta e cercul circumscris triunghiul. Circumscris. Și el este în centrul acestuia. E un punct la egal distanță din vârfuri. Și dacă e la egală distanță și de A, și de B, și de C, ca raze fiind, mai întâi că e la egală distanță de A și de B, trebuie să fie pe mediatoarea lui AB. Că punctele pe mediatoare sunt la egală distanță, da? Și ca să fie și la egală distanță de BC, iar pe mediatoare. Deci la intersecția mediatoarelor se află centrul cercului circumscris. Ne-am lămurit, da? Bun. Acum, în problema pe care o avem de făcut, care era prima condiție când ne apucăm de o problemă? Citim de mai multe ori problema, după nu înțelegem. Credem că o putem face, da? Deci avem încredere în noi, dacă ne sperăm de problemă, nu mai avem nicio șansă. Citim cu foarte multă grijă. Deci, se dă un triunghi isoscel. Nu degeaba. Când am pronunțat cuvântul triunghi isoscel, înseamnă că are două laturi congruente, nu? Două laturi congruente și unghiuri la bază. Hai să-l luăm și noi. Triunghi isoscel. Da? Triunghi isoscel. Îl putem lua și așa, deci cu... sau un pic mai mare, să vedem dacă îmi permite. Ce fac A de ca să fie foarte clar? Caut mijlocul lui. Da, și... B, C. Da? Caut mijlocul. Și am dus mediatoarea, practic, acum. Mm-hmm. Când am dus perpendicularea pe mijloc, am dus mediatoarea. Toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță. Adică, în momentul în care unesc pe A cu... am luat un punct A pe mediatoare, triunghiul acesta care a luat naștere, ABC, este un triunghi isoscel. Deci, iar chiar așa spune AB, congruent cu AC. Și, mai departe, îmi spune ce? Să iau eu un punct P din interiorul triunghiului. În interiorul unghiului BAC. În interiorul unghiului BAC. BAC. Adică, ce înseamnă BAC? BAC înseamnă unghiul ăsta, așa. Uite, vezi, îl duc. În interiorul unghiului. Poți să dau pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, oriunde. Dar el îmi vine cu niște precizări. Deci fii atent ce spune. Să fie în interiorul unghiului BAC. Deci nu în afară. Nu a triunghiului. Nu în afara unghiului. Da. Deci nu în afara unghiului. Deci în interiorul unghiului. Unghiului. A vrut să vadă dacă știu ce înseamnă interiorul unghiului. Corect. Da? Pot să-l lungesc, să țin cont de faptul? Sigur că da, pot să duc interiorul unghiului. Da. Și aici pot să-l dau și aici, și aici. Dar să și nu aparțină interiorului cercului circumscris triunghiului. Eu trebuie să fac acum cercul circumscris, să-l duc. Corect. Da, să duc cercul circumscris triunghiului. Să nu aparțină punctul P, să nu fie în interiorul cercului circumscris. Da? Deci trebuie să duc cercul.
Da. Când avem un cerc, haideți să-i discutăm acum despre un cerc, așa. Un cerc la întâmplare. Deci, copii, ăsta este interiorul cercului. Ăsta este exterior. Când spune că nu aparține interiorul cercului, interiorul cercului respectiv, adică trebuie să fie în exterior. Afară. În afară cercul ăla. Adică faci. Trebuie să facem cercul circumscris, da? Cercul circumscris. Circumscris. Unde se interesează? Unde se găsește cercul circumscris? Centrul cercului. Centrul cercului. La două... Adi Neaure am vorbit. Centrul cercului circumscris este la intersecția mediatoarelor. Ce caută mediane, măi? Deci eu caut un cercul. Ce înseamnă cercul circumscris? Trece prin vârful. Să treacă prin albe și cer. Da. El este la intersecția mediatoarelor. Eu o mediatoare am dus-o. Mediatoarea care am dus-o a lui BC. Mediatoarea lui BC este perpendiculară pe mijlocul lui BC. Ce mai fac acum, Anca? Duc o altă mediatoare. A cărui segment? A lui BC. Pe BC am dus-o. Uite, asta e BC. Cercul, centrul cercului va fi pe una din pe spreva. AB, din AB. Pe AB, să zic. Da. Pe AB, caut mijlocul lui AB. Ăsta și ducem în C. Da? Caut mijlocul lui AB și duc o perpendiculară. Da? Nu prin C, mămica. Deci, da. Nu trece prin C. Mediatoarea nu mediana, este... Mediana, mediana e altceva, dar mediatoarea e perpendiculară pe mijlocul segmentului. Am discutat și toată ziua. Toată ziua am discutat despre e important. Da. Deci nu mai confundă. Da. Deci am zis, vorbim de mediatoarea unui segment. Data asta am laturile triunghiului care sunt segmentele. Corect. Luăm mijlocul AB. Și am dus mijlocul, am căutat mijlocul lui AB. Duc o perpendiculară. Și în punctul acesta am ridicat o perpendiculară. Da? Am dus o perpendiculară care îmi indică un punct aici, la intersecția asta. Acest punct este centrul cercului, pentru că dacă am făcut-o riguros, când pun vârful compasului, veți vedea că AO, cât OB și cât OC, sunt toate egale. Da? Deci am căutat A de mijlocul, am dus perpendiculara, s-a întâlnit perpendiculara pe AB, sigur că mă duc și perpendiculara, tot pe aici, tot pe aici trece, și perpendiculara adusă din, pe latura AC. Da? Ei bine, acum, cu vârful compasului în punctul acela, descriu, neapărat trebuie să descriu un cerc. Da? Care cu siguranță va trece prin... Care trece cu siguranță prin vârful, dacă am lucrat corect, copii. Prin vârful. Deci dacă am lucrat corect, trebuie să treacă prin vârful. 8 la fix. Dacă am găsit și am lucrat corect, da. Deci dacă am măsurat bine... Și am dus mediatoarele corect. Da. Fix. Da. Ei, și acel punct P nu trebuie să fie în interiorul cercului. Dar în interiorul unghiului, uitați ce frumos. Deci, punctul P nu trebuie să fie în interiorul cercului. Ia uite, Miruna, că tu l-ai găsit unde e O. Da? Nu. Așa. Dar el trebuie să fie în interiorul unghiului și să nu fie în interiorul cercului. Deci, din zona asta, o pierd porțiunea asta toată. Deci de aici nu am voie să pun punctul pe aici undeva. În cerc. Ci în exterior. Corect. Dar nu oricum, iară, astfel încât... Deci nu oricum. Nu pe aici la întâmplare. Am o zonă destul de mare de aici. Corect. Dar eu toată zona asta de aici pot să pun pe punctul pe. În afara cercului. În afara cercului. Interiorul unghiului, dar în zona... Dar zice, nu dau eu voie. Ți-am spus, n-ai ce căuta în zona asta. Da, am exclus-o. Da. Și acum e zona asta. Și acum te dirigez. Asta așa încât B-P-A cât C-P-A. B-P-A. B-P. Dacă îl pun pe P aici. Dar nu mai... B-P-A sus. Dar nu mai e cum. B-P-A. B-P-A. Cât congrui cu cine? C-P-A. C-P-A. Cu C... P... Ce pe A? Nu este. N-ați luat bine treaba cu aici. Unde să-l iau? Să-l iau pe aici? Mijloc. Unde să-l iau pe mijloc. Da. B. B. P. A. Să fie cât C. P. A. P.
Pe mijloc. Adică pe mediatoarea asta, da. Pe mediatoare. Cred că aici corect. E de fel. Toate funcțiile de pe mediatoare sunt... La egală distanță. De ce? Deci, de capetele segmentele. Deci, acum, B, P, să vedem dacă am făcut o treabă bună. Trebuie să muncesc aici, să te dovedesc. Să le iau mai jos, așa, da? B, P, A, pe aici cineva. B, P, A, B, P, A, adică unghiul ăsta de aici. Da, să fie cât C, P, A. Cu C, P, A. Trebuie să văd dacă aici trebuie să localizez. Ce problemă frumoasă! Deocamdată eu pur și simplu sunt încântat de formularea autorului. În construcție aici. În construcție. El e atât de șmecher. Multe probleme a vrut să vadă aici. O zis, să fie în interiorul unghiului. Știm noi ce înseamnă interiorul unghiului? Putem să-l deschidem mai mult decât... Sigur că da. Nu numai ce vedem așa, A, B, C, unghiul de aici. Ci să ne ducem mult mai mult, da? Asta este unghiul. Și am mai vrut să vadă ceva. Știi tu ce înseamnă cercul circumscris? Triunghiului. La intersecția mediatoare. Nu știe asta. Nu are să faci. Corect. Da? Deci, pur și simplu, mă scoate din zona, să spunem aici, A, B, C, cu tot cu arcul de cer de aici, da? Mă scoate din zona asta, mă trimite aici în zona de aici. Și nu o dar acum, spune, nici așa la întâmplare nu te las. Ci fii atent, vreau să fie așa fel, P, poziționat, încât unghiul B, P, A, cu A, P, C, unghiurile acestea să fie congruente. Acum, să vedem dacă chiar e corect în poziția păi ideea. Păi să le luăm triunghiurile. Păi stai, noi avem construit bine. Păi avem A, B, congruent cu A, C. Așa, de A, B, congruent cu A, C. Da. Avem mediatoare AB. Nu știm că P este pe mediatoare. Că deocamdată trebuie să fim riguroși, să demonstrăm asta. Mai avem că unghiul ăsta adică cât ăsta. Avem unghiul B congruent cu unghiul C. Care unghi? Unghiul A, B, C congruent cu AC, B. A, B, C. Deci ăsta tot adică ăsta tot de acord. Și mai trebuie... Da, ne-a ajutat cu ceva. Și mai trebuie, stai, taci. Stai că să luăm triunghiurile A, O, B și A, O, C. Dar stai să vedem, nu ne aruncăm. Deocamdată nu știm când bine că P-ul este pe mediatoare. Nu știm bine, doar atâta știm că unghiul ăsta, cu 1, cu 2, sunt congruente. Noi trebuie să dovedim acum, riguros, că, într-adevăr, P se poziționează pe mediatoarea segmentului BC. Da? Deci n-am un argument sănătos ca să pot să spun așa. Am intuit că acolo ar fi. Că dacă am zis mai aici, nu mai este unghiul acela, am văzut cu ochiul că n-am mai fi. De ce este sigur pe mediatoare? Hai să vedem ce lucru mă face să cred că e pe mediatoare. Nici nu m-am uitat. Noi trebuie să arătăm pe urmă că B, A, P, B, A, P, unghiul de sus, ăsta de aici. E cu celălalt. Chiar asta avem. Că dacă e pe mediatoare, e și pe bisectoare și pe toate, că doar într-un triunghi sau cel, mediatoare și mediană și de toate. Da. Chiar asta este problema. Ah, hai zi, Ani. Fie triunghiurile A, O, B și A, O, C. A, O, B și A, O, C. Da. Ce poți să spui despre ce? Avem AB congruent cu AC, unghiul ABC congruent cu unghiul ACB și avem AO latură comună. Păi, dar te-ai văzut mai AOB. AOB, te-ai dus tu, da? Cum? Deci AOB cu AOC, ai zis, da? Da. Cele două triunghiuri au AB cu AC. Și AO latură comună și unghiul de acolo trebuie să demonstrez că e. AO e latură comună. Să epuizăm pe varianta lui, de ce trebuie să ne oprim aici. Ai luat două laturi și unul dintre ele trebuie să demonstrăm că este congruent. Deci unghiul ăsta nu l-am. Nu-l avem. Da. În momentul în care te duci la două triunghiuri, în data azi, trebuie să ai în vedere faptul că... Deci trebuie să ai în vedere unghiul dintre ele. Dacă ai două laturi, unghiul dintre ele să-l lăi. Deci nu e bun. Ia-ți-mi o toamnă intersecția aia acum. Aici, da? Da, și avem triunghiile A, B, M, cu A, C, M.
A, B, M, cu A, C, M, M, da. Avem A, M, latură comună, unghiu, B, cu unghiu, C și A, B, cu A, C, congruente. Stai, Mirana, dar... Păi care unghi? Unghiu dacă cele două latură? P a fost luat așa, nu trece prin O. Atenție! Deci tu ai... Este pe undeva P aici. Că l-am pus eu acolo din bunul simț, că n-am simțit. E altă poveste. Deci tu nu poți să te folosești că A, M și P ar fi coliniare. N-am voie. Știi că triunghiul ABC e isoșel, da. Și unghiul din B e cât unghiul din C și AB e cât AC. Și asta că B, M, cât M, că din cauză că am dus mediatoarea când am dus mediatoarea și M, M, cât așa. Deci da. Demonstrez că alea două triunghiuri sunt congruente, că A, M este bisectoare. Am e bisectoare până aici. Până aici. Deci, de fapt știam sigur că tu ești așa. Bisectoare, mediana, da, și unghiul de acolo e cât unghiul de acolo. Dar, dar nu cu P legat. Dar nu cu P? Și B cu P? Sigur că da. Să am puteți să mă strâng că am e congruent cu M, P? Am e congruent cu M, P. Nu știu dacă te leagă chestia asta. Am e... Poți fi și putea să fie exact, oriunde. Da. Nu neapărat ca mă. Acum, gândim. Miruna, dar nici eu nu știu soluția acum. Da? Trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare să folosim ipoteza dată de autor. Ăsta e cât ăsta. Nu degeaba ne-a dat unghiul ăsta. Nu încerca să faceți problema haideți fără... Haideți să gândim la triunghiul A, B, P cu A, C, P. A, B, P și A, C, P. Luăm triunghiul mare ca să ne includem pe P. Avem A, P, latură comună. Da. A, P, latură comună. Unghiurile 1 și 2 și A, B, congruent cu A, C. A, B, congruent cu A, C. Da. Și unghiul din sus de A, din A este unghiul dintre cele două laturi, domnul profesor. Unghiul de aici? Ăla, cu ăla. Da. Păi, dar nu știu că... Păi, dar n-am dus mediatoarea, nu-i bisectoarea, n-am dus mediatoarea. Atenție, când am zis A, P, nu pe M. A, gata, nu-l luăm pe M. Da. Trebuie pe M. Eu n-am acest argument. Nu abandonăm, ia să vedem. Deci, în triunghiurile cele două mari avem așa. AB congruent cu AC. Da. AP e latură comună. Avem unghiul din P, da, de autor. P1 cu P2. Foarte important. Asta trebuie să-l folosim. De aici trebuie să ne luăm. Da. Deci trebuie să-l folosim lucrul acesta. Că dacă nu-l folosim, nu putem porni problema. Păi haideți să luăm, domn profesor, pe... Unghiul B, M, B. Autorul ce spune? Unghiul care este congruent? B, B, P, A. A. B, P, A. Deci B, P, A. Ăsta aici. Ăsta este, da? Da. Deci B, P, A. De aici, unu, cu doi. Dar cu A legat, da? Da. Fără să spune că trece prin O, prin M. Nu. Deci nu am voie să folosesc asta. B, P, A. Și respectiv A, P, C. Sau C, P, A, congruent. B, P, A și da. Și C, P, A. Haideți, veniți lângă mine, încercăm. Încercăm, nu abandonăm problema. Deci trebuie să vedem dacă vom reuși să arătăm așa. Ceea ce ar însemna, practic, să arătăm că e pe chiar pe mediatoare, cum spuneam, am luat pe mediatoare. Poate dacă luam pe P un pic mai în stânga sau mai în dreapta, era sugerat. Însă eu l-am luat acolo, că acolo trebuie să fie el, în final. Deci, eu știu... Hai să-l iau așa, mai în stânga un pic. Nu mai erau unghiurile congruente, domnule. Deci... Iau pe vecin cu observația, aici este P, știu că A, B, P, A, unghiul ăsta, e congruent cu unghiul A, P, C, da? Congruent cu A, P, C. Nu e. Nu. Dicem noi că e. Da. Așa cum... Am forțat problema punându-l pe P. Că așa am intuit, că acolo va fi. Așa va fi, fără discuție. În condițiile acestea, când l-am luat vecin un pic,
în stânga sau în dreapta, trebuie să intrăm pe o contradicție ca să ne ducem în final pe, să ajungem la concluzia că neapărat numai acolo este. Hai să văd ce se întâmplă. Sigur că AP intersectează pe BC într-un punct, un punct M1, să zic. Hai, cine vine lângă mine, cine mă ajută? Da? Deci suntem în situația asta, că B, P, A, doar atât am, că A e cât A, P, C. B, P, A e cât A, P, C. Și de ce o fi spus autorul că P n-are voie să fie în interiorul cercului circumscris? Oare acest lucru merită să-l luăm în calcul? Ne ajută la ceva? Da? B, P, A este cât A, P, C. Noi trebuie să ajungem să, pe P să-l prindem neapărat pe mediatoare, că nu are altă șansă. Să vedem de ce. Pătrundem în problemă, să vedem cum anume. Tu știi? Performanță școlară și olimpiade. A, da? Super! A, ce tare! În clasa 6-a, măi copii. Așa. A, deci performanță școlară. Da. Și ce mai era? Și olimpiade. Deci asta înseamnă că trebuie să vă gândiți mai mult. Da. Deci asta problema e foarte, foarte interesantă. Foarte dură. Da. Deci trebuie să vedem exact cum vorbim, cum ne agățăm de ea. Deci, de ce autorul a spus în exterior? Că nu folosim deloc ideea că este în exteriorul cercului. A avut el vreun motiv în interiorul cercului, ce s-ar fi întâmplat? Deci acestea sunt întrebările. Când suntem așa într-un blocaj, trebuie să ne ducem din nou la ipoteză, să citim ipoteză. P în interiorul unghiului, am înțeles. P nu este în interiorul cercului, ci este în exterior, da? Cercul circumscris, în zona asta. Și nu la întâmplare, decât atât, cu precizarea că BPA este cât APC. Și noi trebuie să arătăm în final că este chiar pe mediatoare. Asta trebuie să reușim. Deci dacă nu este pe mediatoare, într-o altă poziție, cum am luat eu aici, să intrăm într-o contradicție în final. Asta mi-aș dori. Că pe mediatoare, e clar că în condițiile acelea, unghiul BAM este, sau BAP, este cât unghiul PAC. Deci problema este rezolvată. Dar cum putem ajunge la concluzia că e mediatoare? Asta rămâne chestiunea care ne frământă. Te-au pentru acasă. Nu m-aș fi gândit. Eu m-am uitat la soluții. Nu m-aș fi gândit, doamnă profesor. Ajută-ne, uite. Deci construim AM, IM nu e acolo unde am fost noi, AM perpendiculară pe BP. Deci AM perpendiculară pe BP. Pe BP. Și AM perpendiculară pe PQ. Deci, facem două... E ăsta, fiind în mijlocul? Da. Nu fiind în mijlocul. Noi l-am pus acolo. Unde a intersectat? Deci e M1, cum am zis eu aici, da?
Eu așa. A, mă, zice să fie perpendicular pe B, B. A, M, A, M. Deci din asta coborâm o perpendiculară pe B, B. Pe B, P. Pe B, P. Deci A, din A. A, să zicem o perpendiculară pe B, B, P. Ia să vedem. Deci ce se întâmplă? Dacă duce din M o perpendiculară pe B, P. Și acolo rudează cu M, sau noi putem să notăm cu altceva? L. L. Și din, tot și din A, perpendiculară pe P, C. Ia să vedem ce se întâmplă. Un pic. L1 și L2. L1 și L2. Și după ce am dus perpendiculare... O secundă. Ia să ne concentrăm, nu mai mă interesez. Corect. Deci, pur și simplu, din A ducem perpendiculară pe B, P. Dintr-un punct exterior pot duce o unică perpendiculară. Da. La fel din partea cealaltă. În condițiile astea, fiindcă avem A, A, P, P e lisitoare, pentru că e unghiul P, care dă de profil. Fiindcă avem A, P, B, congruent cu A, A P, L, A, P, C, D, da, înseamnă că A, P este bisectoarea unghiului, A, el 1, el 2. Da. Da? Și punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de capetele, de laturile unghiului, deși A, el 1 este cât A, el 2. Corect. Și dacă A, el 1 este cât A, el 2, să valorificăm acest lucru. Da? Deci noi știm că acum A, el 1 este cât A, el 2. Da, și luăm dreptunghiurile A, el 1, P cu A, el 2, P. În A, el 1, P cu A, el 2, P. Se întâmplă ce să am? Triunghiurile sunt congruente. AL1P cu AL2P sunt congruente. Și atunci și unghiul ăsta, dacă vreau să-l văd, unghiul acesta așa, până la P, până la AP, este congruent cu unghiul celălalt. Pot să spun și acest lucru. Sau că AL1P este cât AL2P, dacă îmi folosește undeva. Demonstrăm că triunghiul A, M, B, că el o notat cu M, A, M, B, A, el 1, P, e congruent cu așa, ipotenuză unghi. Și atunci unghiul el 1, A, P. El 1, A, P, da, da, am spus mai devreme, cu celălalt, cu el 2, A, P. Și prima chestie care am aflat-o. Acum din A, el 1, congruent cu A, cu A, el 2. Da, sigur, asta. Rezultă că triunghiul A, A, el 1, B, e congruent cu triunghiul A, el 2, C. Deci ne ducem la triunghiul A, el 1, B și triunghiul A, el 2, C, da? Da. Cele două triunghiuri sunt au... Sunt congruente cu cateta pentru cu că au ipotenuză. Cateta, au ipotenuză asta cât asta. Cateta. Și cateta asta și cât arătăm unghiul din A. Și atunci și unghiul... Din A. Ăsta de aici, nu? Da. Ăsta de aici este... Asta de aici. Da. Și e a doua chestie care am aflat. Și dacă unghiurile sunt congruente, și atunci... Din 1 și 2, prin diferență, rezultă că B apoi e congruent cu C apoi. Adică din prima relație care am aflat-o. Da. Hai să vedem, să facem ordine un pic în mintea noastră. Da. Deci a fost iar de construcție, de aia... Da. Lasă-ne un pic să lasă-ne un pic, Daria, ca să lăpim problema asta. Din nefericire, am picat pe o problemă foarte dură. Da, din nefericire, o problemă dură. Și eu insistam să vedem care este rostul acelor precizări din ipoteză, că P să nu aparține interiorul cercului. Am să vă spun îndată care este logica. Reiau problema. Adică, urmăriște-mă. Deci, punctul P a fost luat în zona asta în care în interiorul triunghiului, deci interiorul unghiului, să nu fiu în interiorul cercului. Deci puteam să fiu cu P și oriunde în zona asta. Dar zice, fii atent, îți mai spun ceva. Ia-l pe P așa fel, încât unghiul ăsta de aici să fie congruent cu unghiul vecin. Adică unghiul B, A. B, P, A. B, P, A. Să fie cât C, P, A. Cât C, P, A. Da. Deci B, P, A congruent cu C, P, A. Și noi ne-am dus cu el pe mediatoare. Ne-am dus că așa am simțit noi. Dar trebuie să spun că așa va fi, însă în momentul în care ne-am plasat aici, am închis problema.
practic nu mai puteam să înaintez pentru că ideea că AP trece prin O și prin M era atât de evidentă sau era ochiul tău nu mai putea să surprindă situația că nu trece prin O și prin M. Și de aceea l-am luat pe un pic mai în stânga, a apărut A pe care taie pe BC într-un punct M1, deci nu în M, nu în mijlocul acela, și tot așa de bine A pe asta nu trece prin O. Dar eu știu un lucru, că unghiul acesta care s-a format cu vârful în P, deci unghiul acesta care s-a format cu, cu vârful în P, BPC, BPC, am prelungit laturile sale. Și vă rog să vă închipuiți așa situația următoare. Asta e punctul P. Aici este B-ul, apoi C-ul, aici. Și eu știu că P-A, P-A nu este dusă la întâmplare, ci este dusă în calitatea aceea de a împărți unghiul B-P-C în două unghiuri congruente. Deci împarte unghiul în două unghiuri congruente. Oricine împarte un unghi în două unghiuri congruente? Bisectoare. Bisectoare. Și uite-o pe PA, bisectoare. Deci pentru unghiul invers, am părăsit problema practic cu vârful una, cu unghiul vârful una. Și acum mă concentrez pentru situația în care am un unghi BPC și bisectoarea PA. Deci PA este bisectoare. Da? PA. Aici este A. PA. Ei bine, ce știți voi despre bisectoarea unui unghi? Am discutat zilele trecute, ieri chiar. Ce știm despre bisectoarea unui unghi? Bisectoarea unui unghi are proprietatea că toate punctele de pe ea sunt la egală distanță. Sunt la egală distanță de laturile unghiului. Dacă tu deci, sigur că distanța prin asta se măsoară, prin perpendiculare. Și de ce am dus din A el 1 și din B el 2 și în clipa asta A el 1 este cât A el 2. Da? Deci A el 1 este cât A el 2. Din calitatea pe care au punctele de pe bisectoare. Sunt la egală distanță. Acum, unim pe B cu A și pe B cu C, BA și BC, ce știm despre BA și BC? BA și AC. BA și AC, da. Ce știm despre BA și AC? Că sunt laturi ale triunghiului isoscel și sunt congruente. Sunt laturi ale triunghiului isoscel ABC, da. Da, și sunt congruente. Da. Și atunci, în condițiile acestea, triunghiurile astea și cu ăsta, ce putem spune despre cele două triunghiuri? Au pe BC cât AC, au A el 1 cât A el 2. Da, și unghiul din A? Și dacă sunt două triunghiuri de tunghice, două triunghiuri de tunghice și sunt... A, unghiul drept acolo, da. Da, sunt două triunghiuri de tunghice și sunt. Da. Și au ipotenuza și cateta. Da. Suntem în cazul de congruență, ipotenuză, catetă. Și atunci triunghiurile sunt congruente. Și atunci B el 1. Și toate elementele sunt congruente două câte două. B el 1 va fi cât? El 1 C. Da, el 1 C. El 2 C. Și toate unghiurile, adică unghiul de aici va fi cât unghiul de aici și tot unghiul de aici va fi cât tot unghiul de aici. Da? Deci tot, pardon. Numai până acolo. Numai până aici. Deci unghiul de aici va fi cât unghiul ăsta. Da. Acum. Eu trebuia să arăt că unghiul BAP că tot unghiul. Că unghiul BAP este cât A? BAP, A, numai bucățica aia care a da, BAP este cât A PAC. Ce? Așa trebuie să arăt. Mai bucățica aia. Deci ăsta de aici. Ăla.
Și cu ăsta nici trebuie să ai da, corect. Ei, în triunghiurile P, el 1, A și P, el 2, A, care sunt două triunghiuri dreptunghice. Da. Cele două triunghiuri sunt congruente. Da. Din ce motiv? Cateta, cateta, nu? Deci am cateta asta de aici, cât asta de aici. Da. Care? Asta, acolo. Asta e bisectoare. Da. Asta e bisectoare. Nu? E bisectoarea în triunghiul respectiv. Da. Deci triunghiurile, știu sigur, e bisectoare. Deci triunghiurile acestea, în mod sigur, sunt congruente. Hai să ne lasăm să vedem exact de ce sunt congruente. Avem A el 1 cât A el 2. A el 1 cât A el 2. Unghiul de aici e congruent cu ăsta. Și atunci și tot unghiul ăsta e congruent cu tot unghiul ăsta, ca unghiul până la 180 grade. Până la 90 de grade, că dacă ăsta e de 90, ăsta e de 90. Ăsta e cât ăsta și tot ăsta e cât tot ăsta. Da. Deci tot ăsta de aici e cât tot ăsta de aici. Da. Când le-am luat pe celelalte două mai mici în discuție, am demonstrat că... Iar și ăsta micuț, cât ăsta de și aici. Și atunci, prin diferență... Și din ăsta tot mare, din tot ăsta da? Mare, mare, scădem cu ăstea mici, care sunt congruente, răzut bucățile sunt congruente și termină problemă. Corect. Deci, vedeți ce am făcut. Am luat problema de aici, am surprins-o în varianta de aici. Da. Da. Și m-am concentrat acum în figura nouă pe ceea ce înseamnă că PA e bisectoare. Corect. Și dacă PA este bisectoare, atunci am luat în calcul triunghiul A, el 1. Toate punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță de, da, de laturile unghiului. Deci A pe el 1 este cât A el 2. Și atunci tot triunghiul ăsta, adică triunghiul ăsta, pentru că am toate motivele să spun asta, nu? Din ce motiv? Că am catetă, catetă, am zis, și atunci și unghiul tot ăsta așa, cât ăsta tot. El 1A. Ducându-mă în celelalte două triunghiuri, el 1BA cu el, cu A, C, el 2. Iarăși se întâmplă da, triunghiuri congruente. Corect. Și atunci rămân unghiurile astea congruente și rămâne astea care trebuie să demonstrate ca diferențe, da? Corect. Deci, care a fost noutatea? Hai să vedem esența problemei, exact, după ce ne apucăm să lucrăm. Ideea a fost asta, că în triunghiul BPC, care se formează, faptul că unghiul ăsta e congruent cu ăsta, PA capătă calitate de bisectoare. Și aici s-a exploatat bisectoarea. Corect. Punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță și toată povestea. Și sigur că s-a construit perpendicular pentru a vedea acolo, și s-a văzut unghiul ăsta de aici, care se cere în problema, adică B, A, P, ca diferența a unghiurilor. El 1, A, P. El 1, A, P. Și el 1, A, B. Da? Ca diferența două unghiuri. Ăsta a fost mezul problemei. Deci autorul a jucat chestia asta. Sigur că punctul tare al problemei este ăsta când spune fii atent. Îți dau asta, îți dau unghiul de acolo. Dau unghiul ăsta congruent cu ăsta. Lucrul care trebuia să ne ducă spre noi spre bisectoare. Exact. Folosește de asta, nu ți-l dau degeaba. Sigur că da. Poziționez pe punctul P cu precizarea asta. Corect. Și precizarea asta mă duce spre bisectoare și acolo totul problema se duce foarte ușor. Da. Haideți să redactăm. Pentru că merită să facem acest lucru. Dar eu mai iau încă o dată, Adi. Nu-ți mai trebuie nimic. Numai geometrie nu-ți trebuie. Ți-e de rău un pic, nu? Sau ce se trebuie? Mă dori puțin. Ți-e de rău. Hai numai să fii atent, da? Nu-ți cere nimeni nimic altceva. Nu-ți cere efortul maxim, ci pur și simplu să vedem. Anca, deci ce șmecherie are autor? Hai să spunem. Atâta tot. Deci, practic, el privește în triunghiul ăsta, nu? În triunghiul ăsta, în unghiul ăsta, practic, întors BPC, pe PA în calitate de bisectoare. Pentru că spune că unghiul ăsta e vecin cu ăsta, așa dă în ipoteză.
Și atunci totul este rezolvat. Da? Hai să zicem demonstrație. Demonstrație. Spunem. În unghiul BPC, în BPC, în unghiul BPC, fiindcă avem BPA, BPA, congruent cu cine? BPA congruent cu... Cu CPA. Cu CPA, cu CPA. Rezultă că PA, PA, bisectoare. Da? E bisectoare. Și atunci rezultă că el, A el 1, A el 1, congruent cu A el 2, A el 2. Dar spune cine sunt A el 1 și A el 2. A el 1, facem precizarea, este perpendiculară pe BP, pe BP, și A el 2 este perpendiculară pe BC. Da? Pe BC, pe latura, nu pe BC, pe PC. Da? A el 2 pe BC. Din această poveste, inducerea perpendiculară, rezultă că triunghiurile el 1 BA, triunghiul el 1 BA, e congruent cu triunghiul celălalt pe partea cealaltă, el A el 2 C, A el 2 C. Pentru că au, în ce caz de congruență mă duc eu acolo, catetă, sunt în cazul de congruență catetă ipotenuză, sunt triunghiuri dreptunghi și sunt în cazul ăsta, și din congruența triunghiurilor reiese că unghiul B A el 1, unghiul B A el 1, congruent cu unghiul care mi-e luna. B, A, el 1, congruent cu unghiul? C, A, el 2. Așa. Cu C, A, el 2. Deci, unghiurile sunt congruente. Și cu asta m-am oprit. Că asta mă interesează. Îmi subliniez. Pe de altă parte, triunghiurile, triunghiul P, el 1, A, P, el 1, A, e congruent cu triunghiul P, el 2A. Din ce motiv sunt congruente? În ce caz de congruență mă duc? Catetă ipotenuză. Da? Catetă ipotenuză. Sunt în cazul ăsta de congruență, catetă, uitați asta, și ipotenuza pe A. Catetă ipotenuză. Și atunci, din congruența lor, reiese că toate elementele sunt congruente, dar pe mine mă frământă doar unghiul ăsta tot. Adică P, A, el 1. P, A, el 1. Unghiul P, A, el 1. E congruent cu unghiul P, A, el 2. P, A, el 2. Și subliniez pe ăsta. Și acum, din P, A, el 1, descad membru cu membru. Din 1 și din 2, din cele două relații, prin scădere, deci din 1 plus 2, P, A, el 1, minus B, A, el 1, e congruent cu unghiul P, A, el 2, P, A, el 2, minus unghiul C, A, el 2. C, A, el 2. Și din asta reiese că unghiurile care au rămas astea, bucățele astea, adică B, A, P, B, A, P,
E congruent cu unghiul P, A, C. Cu P, A, C. P, A, C. Exact ce trebuia să demonstrăm, nu? Că P, B, A. Am zis B, B, A, P. Nu așa trebuia să arătăm? B, A, P. B, A, P. Cu C, A, P. Cu C, A, P. Da? C, A, am scris aici greșit, da? Foarte bine. C, A, P. Dar și P, A, C, tot aceeași lucru. Da? Cu P, A, C. Important să fie litera la mijloc. Au. De acolo, da? Deci, B, A, P, congruent cu cine? Cu C, A, P. Asta trebuie să vedem. B, A, P, cu C, A, P. Și dacă B, A, P, cu C, A, P, înseamnă că A, P este bisectoare, în condițiile astea, dacă B, A, P este că C, A, P, pot să spun acum, să continui raționamentul, rezultă că A, P bisectoare, A, P, bisectoarea unghiului, B, A, C, bisectoarea unghiului, B, A, C, și dacă e bisectoare, înseamnă că P se află pe mediatoarea dusă din vârful A. Deci P aparține lui A, el. Deci am mai făcut un pas. P nu are voie să fie decât P mediatoare, care și bisectoare. Într-un triunghi isoscel, mediatoarea este și bisectoare. Deci P nu are cum să fie situat nici în stânga, nici în dreapta, ci este obligatoriu P mediatoare. După ce am făcut raționamentul. Insist, sau notați acolo, punctul tare al problemei, sau cel mai important lucru. Care este cel mai important lucru? Cel mai important lucru. Cine l-a sesizat? Bisecarea, când a trebuit să... Asta e. Deci punctul cel mai important al problemei este acesta. Că A aparține bisectoarei unghiului B, A, C. Deci A aparține bisectoarei unghiului pe acest subliniat. Deci problema curge. Pur și simplu curge liniștită, fără să ne dea bătaie. Da? Deci eram într-un unghi mort. Da? Deci așa se întâmplă când nu sesizăm lucrul cel mai esențial. Deci cel mai esențial lucru pe care l-am avut aici de descoperit era că pe A în condițiile astea este bisectoarea unghiului B, B, C. Fără observația asta, problema nu merge nicicum.